Bună, Sâmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte mult. Dani și Dana au făcut un live în mașină, ea conducea, s-au dus la Bistrița, la socrii lui Dani, el fericit. Și au intrat pe live și cu Ion, ziceau de fluturași, că și Raluca a avut fluturași, era Luca, Diana a avut fluturași, Diana, asta e un grup de susținători fluturași. Dar văd că acești fluturași n-au făcut câștigători nici pe Raluca și nici pe Diana. Dar e bine că i-a susținut, le-a trimis cadouri, asta chiar e un lucru bun, e un lucru foarte bun. Iar cei doi s-au dus în Bistrița, au făcut niște poze prin împrejurimi, erau lângă un lac, frumoase lucruri. Eu n-am fost în Bistrița, bineînțeles, ce să caut eu pe acolo, dacă n-am fost până acum, nicio șansă să fiu vreodată. Dar e frumos. Mă duc eu la fotografici. Pentru că locul în care stau este și mai frumos decât Bistrița și decât orice. Dar la fotografii mă pot uita. Așa pot să mă uit și la fotografii din Miami sau la filme. Asta nu înseamnă că am fost acolo. Sau că o să mă duc vreodată. La Miami am mai multe șanse să mă duc decât în Bistrița. De ce nu? Dar dacă ai bani, poți face orice. Poți să duci orice. Poți să-ți permiți orice. Asta e important. Fără bani nu faci nimic, decât mă uit la televizor și văd Miami, mă uit la televizor și văd Bistrița. Asta tot. Ei se relaxează, vor să viziteze cât mai multe locuri, foarte bine, foarte bine. Și mulțumeau pe live-uri, erau și cu Ion, erau și cu Raluca, mulțumeau celor care îi urmăresc, pentru că are foarte mulți urmăritori, mai ales, cum spunea și Ion, de cât a intrat cu ei pe live, și mai mulți îi urmărea. Păi normal că îi urmărea, pentru că lumea e curioasă. Lumea e curioasă ce să vorbească Ion din sezonul 3, da? Și cu Dani, cu Diana din sezonul 7. Da? Au găsit subiecte comune. A intrat și Zain cu ei, bă, normal, normal, să putea să nu intre și Zain. Zain intră peste tot. Invidios. Da, ne străduș. Dacă ați învățat să fiți oameni și dacă m-ați fi cunoscut, Zain, uite, mai vorbești aici cu niște oameni mișto. I-am scris, i-am spus, Zain. Noi am arătat ce a fost de arătat. Noi am fost cum suntem și acum afară, la fel de glumeți și ne iubim și ne pupăm pe unde putem și stăm să ne distrăm. Ceea ce făceam și în casă. Nu o să ne cu nimic mai diferit ca în casă. Dar ne la duș. Sunt fals, Zain, mersi, îți dau bloc. Ia! Hello! I don't speak English. Da, de la Bluiești vorbesc sigănești, nu English. Dar de ce nu te văd? Stai puțin, acum m-am ajunge acasă, acum. Păi dă drumul. Uite-te ce față am, frate. Ești frumos. M-am pus la biscuit de... M-am rupt. Uite ce negru sunt, uite-te, mâna mea. Băi, intre și tu la invitați să te văd peste tot, că te văd într-un pătățel mic. Să intră cu tine live? Da. Hai să gândești, eu mama mea a zis nu mai intră cu oameni de la țară, dar hai. Hai, să intru cu tine. Hai. Dă-mi o urmărire, mă. Hai, păi dă-mi un comentariu. A, gata, ți-am dat. Hai, pa. Pa. Oh.
Haideți să zic că o iubire ca a voastră e unică și rară. Adevărat, doamna Doina. Haideți să ne jucăm cu Zain. Dacă cu Ion, Diana este la duș. Ne jucăm cu Zain, nu mergi două și ai. Dacă cu Ion și Aulescu nu merge. E bun pe Caterinca. E bun pe Caterinca și Zain. Încep acum și îl înțep. Doamna Claudia, aveți încredere în mine, doamna Claudia. Da, e la de la TikTok. Păi da, mulțumim. Păi acum se văd ok comentariile, stau comentariile pe față. Nu contează, o să vedeți că o să vedem și cu Zain. Zain e cu toată lumea. Erau bun că mâncați de la Maria. Când vă făcea unghiile, voia zbârfiți și ei niciodată. Adevărat. Localitate. Dar nu știu cum să fac, că și eu vreau să te invit pe tine. Uite, dar... Stai. Uite, atât... Asta ia vezi. Dar nu mergi, ți-am dat invitația acum. Ion, nu știu ce, ți-am dat și follow, am încercat să-ți dau acum invitații, nu știu de ce nu reușesc să... Ia stai. Doamne, dacă mă enervează, aș vrea să joc cu el. Mă oftic, Ioane. Hello, Maria, Anit. Am o vorbă... Păi intru cu Zain, dar să-mi dai invitații, să intre Zain odată. Trebuie să oprești gazda. Păi ce gazda? Să oprești că totul e oprit. Da, îmi place la Bistrița și sunt și înconjurat de niște oameni super mișto. Diana, uitați-o pe iubita mea. Iubita mea, în loc să facă duște și dă comentarii. Dragostea mea! Puiule, ce faci? Dormim separat în noaptea asta? Iubire, vin peste tine acolo unde ești în baie, ce faci? Fac meș cu tine, unde ești? Poți să-ți dau ție invitație să fac meci cu tine? Ah, iubire! Ia. Dragostea mea! Puiule, nu dorm cu mine în seara asta? Unde-i Diana? Uite, bă, nu știu, uite, e în comentarii. Dragoste! Iubire, fii atent, iubire, ia uite ce am, ia uite iubirea mea, hai, vino la tati, vino iubi, hai dragoste. Vreau să intrezi cu mine, să-mi dai invitație și accept, dar să-mi dai invitație. Dragoste, știu că ești aici, te văd. Vezi că dacă nu vin, încep și le arunc pe geam. Le arunc pe geam, dragoste. Hola, domnul Dorin. Respecte. Hai că vine imediat, hai că te aștept. Vezi că număr până la 10. Hai, dragoste. Acum.
acum vine scânteia mea, am fost trist, dar vine scânteia mea, acum luăm foc imediat. Vino cu a dragoste, unde ești? Nu mai arăt țigări pe live, ok. Nu știu dacă mergem la Maramureș. Mai vedem. Iubi! Hai păpușa încoa. Nu știu nici unde e de aia, ne-i pe aici prin casă, cred că jucăm pitii, dar aștept să o găsesc. Nu mai arăt, gata, nu mai arăt țigări. Hai iubire, încoa vino. Vezi că o țigară deja s-a rupt? S-ar putea să nu mai ai nicio țigară. O iohu? E însărcinată, Diana nu e însărcinată. Trimite-i tu invitații, ia să văd. Dar nu poți să-i dau nici lui... Nu, zici... Cred că ar trebui să intre el pe live-ul meu și după live-ul meu să-mi dea invitații. Că de, sau să-mi dea el, că nu mi-apare nicio invitație aici. Bună seara! Iubire! Cât mai stai în baie? Vino încoa! Da, Diana fumează. Uneori. Când o supăr eu. Non-stop, adică. Nu știu, păi cum să închid gazda? Ce gazdă? N-am... Ce gazdă? Cum să opresc? Permite cererile pe cele sugerate, permite invitați de-al prieteni. N-am... Nu știu. Da, știu când s-a sus după canapea, că juca cu mine pititea. Facem glume, dar să vină acum prințesa mea și să mă enerveze un pic și dăm drumul la foc. De munci că muncim. Stai tu liniștită că știu când trebuie să muncesc. Nu-i problemă, lăsați să vorbească ele de noi. Vreau să fac meci pe TikTok, dar nu mă lasă. Credeți că ar fi mai bine să ies după TikTok și să intru iar? Că nu mă pricep, dar voi să-mi spuneți sigur. Ies, închid live-ul și intru iar? Bun, eu vă ascult. Bun, sunt 70 de dauri. Hai că închid și intru iar. Să veniți înapoi. A, uite-l pe Zin. Mi-am trimis invitația, merge? Ce faci, mă? Nu merge, am deschis live și nu merge. Fii atent. Dar poți să faci live cu altcineva? Nu, cu niciun prieten. A, deci nu merge. Înseamnă că e de la TikTok problema. Da, a zis fetelor de la TikTok. Și am închis și am deschis cu telefon celălalt la fel. A, deci înseamnă că e de la ei, că v-am să închid și eu live-ul acum. Mă, fetelor, te rog frumos, cine mai iubești? Pe mine se spune, nu mai fie secret. Bună, Zain. Ce? Lasă-ne. Nimeni mai iubești pe mine? Bună seara, bună seara. Hei, te pup. Ce faci, madame? Ce să fac? Uite, mă uit la oamenii ăștia care mă înjură că nu muncesc. Să înjură pe tine? Da, că nu muncesc. Cine, frate? Eu să înjură pe el. Cine să înjură pe tine? De mie numai. Cine a înjură pe tine? Cine e nesimțit a înjură pe fratele meu de la Ploiești? Auzi, dar ce-ai pățit? Că am auzit... Ce-ai pățit? Ce-am pățit? Păi de ce ești negru de supărare? Sunt negru? M-ați arătat la tine ceva. Nu, stai puțin, asta e prea mult dacă se arată de creștau cu chilori. Uite prățarele mele. Am vitiligo. Se vede? Ce brățare e aia? Uite ce diferite culoare. Câtă bronzat sunt.
Ești negru de supărare. Nu de supărare, de bronzare. Da, mă, frate, crede-mă, sunt supărat. N-am câștigat eu și Irina. Trebuie eu câștig Corina. Tu ai vrut să câștigi premiul? Mamă, dar eu prost, am plecat. Dacă să stau să câștig cu Irina, 100%. Sau cu Anomona. Ai fost singurul om în istorie care a avut amuletă și n-a folosit-o. Am lăsat. Aveai treburi importante tu. Mă, frate, cel mai bine am plecat, crede-mă. Ai văzut, n-a intrat nicio fată nouă după mine. Ia zi, zi, pe cine, nu sunt machetat în vitiligo. Ia zi, pe cine ai votat în finală? Antonie și Maria. Știam. Știam. Nu, sincer, n-am votat pe Antonie și Maria, jur. Lasă vrăjeala asta, că ești parșiv. Am zis jur. Ești fals. Am zis jur. Știi pe cine am votat? Ia. Yeah. Maria și Antonio. Nu Antonio. Ce faci, Zain, dragul? Bine, dragă, tu ce faci, dragă? Vreau o fată să scrie la mine ce faci, dragă, mai jos cu 50 de ani, nimic. Iubire! Cine e iubirea? Asta e fată lungă? Asta e, este soția mea. Tu ești om scurt, de fapt. Da, a căsătorit, mă. Acum sunt e viața altceva, ai familia. Eu văd altfel acum. Eu văd sunt stâlpul familiei. Primul fals. Cine? Eu sunt fals? Da, tu. Sau Danu? Amândoi. Noi suntem falsu. Noi suntem fruturi. Ne faci zi, dragă. Și eu să luați la barieră. Noi suntem fruturi. Noi suntem fruturi. Da, vitiligul ăla e în sânge. A, adevărat a fost timp frumos. Ce faci, Zain, dragă? Mă jur, bine sunt. Am zis de 4 ore, Doamne, sunt bine. Pe cuvintul meu sunt bine. Și dacă zici ceva, Zain, dragă, să dea bloc. Vezi că te întreabă lumea aici. Tu ești prieten cu mine sau cu Antonio? Cu tine și cu Antonio, mă, frate. Ce nu e prieten? Deci nu merge asta. Alege, ori, Antonio. Nu merge. Tu ești prieten cu mine? Tu mă întrebi pe mine? Tu știi, ești prietenul meu. Știi asta 100%. Nu știu ce să zic, sincer. Ma, sincer, ești prietenul meu și Antonio e fratele meu. Nu cred. Ce nu cred? Ai vorbit cu Dima? Da, eu am vorbit cu Dina, tu cu Dima. Ce Dina? Ai gândit că cheamă Dina sau ce ești căsătorit să fie atent, frate? Care Dina? Sincer, Dima, aș șterge urmărie pe Instagram. La mine? La mine. Nu știu de ce. Și eu am șterge, dar știu de ce eu am șterge. De ce, Ali? Lasă că vorbesc și eu cu aici, cu oamenii. Hai, mă, fetelor, să scrie ceva întrebare pentru mine și pentru Dani. Nu, eu nu vreau să vorbesc cu fetele, că am exact. Eu nu vreau să vorbesc cu fete, că eu nu-mi caut scandal singur. Iubirea adevărată. Mă, drag, iubirea adevărată sau nu e adevărată? Eu am dat promis la Antonio să stau lângă el. Eu nu știu, doar Dumnezeu știe cine e iubirea adevărată. Oricum, Dumnezeu și eu știu, dar eu am zis la Antonio. Și Antonio e iubirea adevărată, nu, Dani? E iubirea adevărată sau nu? Am căutat-o pe iubita mea, iubita mea face bai. Deci încă nu-i supărată pe mine. Deci ok. Deci fiți atent, hai să ne înțelegem de pe acum. Eu nu vorbesc și nu sunt la agățat, Zain. Aici este un live de oameni familiști, de oameni căsătoriști, da?
Hai să vorbim despre lucruri de familie. Uite, de exemplu, când te gândești să faci un copil zei? Eu să gândești, e întrebare bună. Eu gândesc să faci copii când găsiți iubită. Deci citesc, citesc, da. E întrebare bună. Dani, cu cine ai rămas prieten? Hai, zi. Sincer! Ești băiat sincer! Cu cine... Și am fost mereu sincer? Da. Bun. Eu am rămas prieten. Da. Cu Dima și Vlad. Atât? Păi da, ei mă caută, ei mă sună, tu? Eu am sunat de 3 ori și nu răspund, sunt situle. Ce să fac? Alo, 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 vezi că eu răspund. Ce am sunat? Vezi că eu răspund. Vrei să arăt? Păi bă, și-a, de câte... Ce? Ce? Și când te-am sunat, nu mi-ai răspuns înapoi tu. iPhone-ul meu e pe mâna. Țara chat. Cine din lume. Deci stați un pic de să-mi iau datoria de soț un pic. Că, dacă nu stai la 5 minute e scandal. Stai puțin. Unde e Dani? Dani, de la Ploiești. Cum nu mai am contul tău pe Instagram, Dani? Da, deci eu n-am voie să vorbesc cu femei ca să ieșiți de pac. Nu că n-am. Nu vreau. Zei, nu băga aici combinații că nu am nevoie. Stai puțin, vreau să arat la lume, mici nou. Uite. Uite, cine a sunat? Cine sunt eu, prieteni? Fetelor, de 2 ore. Am sunat la 10 și 6 minute și am sunat la 2 și 46 de minute. Asta lui Dani. Eu n-am cum să-ți demonstrez că eu te-am sunat ultima dată și tu nu mi-ai răspuns. Uite. Doar a ieșit Dani, am dat mesaj. Felicitări, frate. Lasă asta de la început, când ne-am vorbit de atunci. Și am sunat de 2 ore, n-ar răspund. Ce să fac, mă, frate? Să bată ușa? Ce să fac? Și în primul rând, nu m-ai votat pe mine. Asta da. Ai dreptate cu asta. Corect. Când ești, ai dreptate, ai dreptate. Nu pot să spun nu. Mai că închid. A vrut atina semnalul, a? Hai să închid. Nu, nu pot. Nu pot fără. Stai puțin, acum nu ești prieten cu mine, nu? M-ai votat pe mine? Ia uite-o. Ia uite-o pe-a mea. Încă am arătat pe ea. Uite-o, încă ai gura. Uite prietenul meu, ăsta e singurul meu prieten. Ce mănânci, mă? Ce vrea ea? Mă, dulce. Ăsta e singurul meu prieten. Te rog frumos, cine câștigat așa iubită să cauți primul și banii? Vorbesc serios, soție, nu iubită, soție. Zic ce vreau eu, e și amanta mea și dușmanul meu și prietenul meu și tot. Ce vrei mai mult, mă, frate? Ia, e tot ce am nevoie. Uite ce faci. Ce faci de ea, lume? Bine, duș am făcut. Uite, ce reșinată e încă. Uite-o, ca o tată pe ea. Ma, fratele meu, mâine te sun într-una. Să fie nu, prieten. Nu sună. Hai într-una. Că ești frumoasă. Și așa e frumoasă. Uite, tată, unde? Diana e superbă, vezi? Unde suntem? Suntem la Bistrița. Ne arăți casa cu 9 camere? Nu, că n-am atâta baterie să încep să vă plimb pe aici pe la mine prin casă. Sunteți la Spermezeu? Da, suntem. Dima, răspunde! Ce vrei, mă? Te sun mâine într-una și să fie prieten cu tine? Sună-l pe Antonio, sună-l pe cine ai votat, te rog frumos. Am crezut că suntem prieteni, am mâncat la aceeași masă, mi-ai spus că nu știu ce, că nu știu cum. Te mai da prieten cu mine, că ești prieten cu Antonio. Da, tu știi, eu sunt prieten cu tine și fratele lui Antonio. Poate maxim să fii prieten cu mama, cu mine nu. Ești mincinos acum. Eu știu, eu sunt prieten cu tine. Nu, nu, eu sunt sincer. Da. Ai zis să zic nu, sincer. Nu vreau... Vino cu prietenul meu. Ești bine. Aici, uite, singurul meu prieten. Ia uite. Uite. Madeana.
Întreabă, nu sunt un prieten cu voi? Nu știu ce să zic. De ce nu știu? De ce nu știi, dragă mea? Pentru că nu știu. Ce nu știi? Nu știu nimic. Uite, vezi? Ți-am spus, ne-ai dezamăgit, zi. M-a aflat într-o la altă misiune și s-a putat. Mâine o să fim aici, tot aici, la Spermedeu, că sunt zilele comune. Deci dacă mergi la Bectan, poate treci pe aici, seara. Nu, eu știu, eu, Dani, glumești, Doamne, ferește. Dacă nu glumești, nu mai se intră cu mine. Eu știu, asta când nu vorbești cu cineva, se schimbă fața direct. Eu cunosc pe el. Încade fața. Pe mine? Nu, încade mie fața. Da, încade fața, încade altceva. Ia uite-o frumos aici. E asta, e Photoshop, e fals. Tu ești fals. Tu ești fals, mă, dar eu sunt fals. Facem un copil cu ochii ei și cu dinții mei. Ei, și eu să am dinții faini, că nu o să-mi dau aparat. Da, dar eu am din fabrică.